Nepoțelul meu, Raul, băiatul fratele meu, a făcut odată un gest care m-a impresionat, pentru care ceva în structura lui, ceva natural, ce vine de la Dumnezeu și pe care invidiez. Și anume, era o ocazie de naștere în care a scris o felicitare cu niște cuvinte foarte profunde adresate pentru tatăl meu, a cărei zi de naștere o sărbătoream. Însă a ales un lucru, ca acea scrisoare să fie numai între el și tatăl meu și să nu fie citită în public la masă. Mi-am amintit de această întâmplare, amintindu-mi de Raul și amintindu-mi și de Lucian, mai mult din istorisiri, pentru că nu l-am cunoscut așa de bine, dar adesea te-am auzit spunând de la conferințe de faptul că ai fost foarte uimit când ai citit agenda și ai descoperit acolo o lume întreagă care el o avea, care o gândea, o grămadă de activități care erau la Oradea, felul în care își vedea lucrarea muzicală, dar nimic din toate acestea nu a știut pentru că nu i-a citit agenda și pentru că el nu a trâmbițat ceea ce făcea acolo, ci a făcut lucrurile pentru tatălui din ceruri, și s-au aflat doar mai târziu. Aceasta este o trăsătură deosebită, o trăsătură pe care am început să o discutăm în rândul trecut și care spunea chiar la sfârșitul episodului că ar trebui să o dezvoltăm mai mult. În textul nostru din Fericiri, din Predica de pe Munte, am trecut de partea fericirilor, dar suntem în același context, în care Domnul nostru spune, luați seama să nu vă îndepliniți de prihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Almiter, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Anticipam prin aceste două ilustrații că milostenia noastră, așa cum Domnul ne învață, când le spunea cărturarilor și fariseilor că să dea zicioală și din lucrurile inimii. Asta nu se referă numai la dărnicia noastră. Și sunt foarte bucuros de anumiți termeni folosiți în traducerea pe care o avem a Bibliei, Dumitru Cornilescu, precum este și termenul acesta de milostenie. Și nu mi-a răsunat niciodată mai tare decât când o femeie în vârstă mi-a zis să învăț copilul să fie milostiv. Nu darnic, ci milostiv. Și mi se pare că înglobează mult mai multe lucruri. Vorbește-ne astăzi mai mult despre milostenie și despre ce înseamnă acest lucru. Există într-adevăr o diferență între a dărui și a fi milostiv. Asociez dărnicia cu un gest frumos care îl faci față de cineva. Cum zicea Domnul Iisus, femeia aceasta a făcut un lucru frumos față de mine. Faptul că a cheltuit parfumul ăla, nardul ăla, în vederea îmbălsămării trupului lui. Când vorbim despre milostenie, vorbim despre o acțiune pe care o faci în vederea menținerii existenței cuiva, care fără ajutor nu are nicio șansă să mai supraviețuiască într-o situație dramatică. Și asta este partea materială a milosteniei, dar ai observat foarte frumos și din exemplu cu Raul ai arătat foarte bine acest aspect despre care vorbește Domnul Iisus când le spune fariseilor: și voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntul vostru este plin de jefuire și de răutate, nebunilor. Oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru. Și atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeceală din ismă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte
să nu le lăsați nefăcute. Și chiar spunea mai sus de milostenie. Exact, asta exact, milostenia. Exact, exact, exact. Milostenie din lucrul dinăuntru. Și lucrurile dinăuntru sunt dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Hmm. Adică aceste lucruri să fie parte a îndurării față de cei nenorociți pierduți în sufletele lor, care nu cunosc pe Dumnezeu, care sunt deprimați, care sunt speriați de viitor, care sunt înspăimântați, care nu văd, n-au nicio rază de lumină. Milostenia înseamnă să dai din dragostea lui Dumnezeu care este în tine, din dreptatea lui Dumnezeu care este în tine, dreptatea lui Dumnezeu care nu este aplicată ca o sentință nemiloasă, ci dreptatea trece prin faptul că a fost satisfăcută de jertfa lui Hristos ca să poți fi iertat pentru nedreptățile tale. Astea sunt lucrurile extraordinare. Și milostenia nascuns este calea sigură de a primi o răsplată în momentul învierii. Mi s-a părut așa frumoasă definiția. Ai spus că e pentru menținerea existenței cuiva. Materiale sau spirituale. Dar și materiale și spirituale. E cu două sensuri. Și atunci poate să fie și o vorbă bună rostită la timp sau un gest care nu-l vede nimeni, dar care prin gestul ăla omul acela merge înainte. Da, uneori e doar o privire. Gândește-te la Domnul Iisus când s-a uitat la Petru care s-a lepădat. Privirea nu a fost o privire să-l apese, ci o privire de încurajare. Și se vede mai târziu din ce s-a întâmplat. A fost deci milostenie. Exact, milostenie față de Petru. Nu poate fi decât așa, pentru că acel lucru l-a dus la pocăință. Nu a simțit că a primit o pedeapsă și o poate lua de la capăt. Așa este. Și a simțit bunătate și iertare. Exact. Care exact. L-a transformat. Și dacă ne gândim la definiția Domnului Iisus despre milostenia dinăuntru, din lucrurile dinăuntru, la dreptate și dragostea de Dumnezeu, înseamnă că privirea aia a revărsat dragostea lui Dumnezeu către Petru, care tocmai se simțea distrus. Și atâta de frumos e lucrul acesta, încât în momentul în care a înviat din morți, lui Petru i s-a arătat într-un mod special. Duceți-vă și spuneți că a înviat Domnul și spuneți ucenicilor și lui Petru. Și din contextul Scripturii vedem că lui Petru i s-a arătat într-un mod special, individual. În Ioan 21 avem un moment în care el e confruntat în mod deosebit. Dar spune că s-a arătat celor 12 și lui Petru. Avem și mențiunea asta. S-a arătat ucenicilor și lui Petru. Uh-huh. Ca și cum Petru era, lui s-a arătat special. Vezi, noi suntem tentați să ne scoatem pe noi în evidență. Dar așteptând aprecierea oamenilor înseamnă să primim răsplata mai dinainte, de la ei. Și nu avem răsplată de la Dumnezeu. Adică ne anulăm răsplata din cer. Pentru că ne-am ales contextul în care se întâmplă în viața între oameni. Și asta contează cel mai mult. Să știe toți ce am făcut. Milostenia nascunsă este un fel de a-L împrumuta pe Dumnezeu. Și avem un proverb scris asta. Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Și avem exemple în Scriptură foarte des, în Evanghelia după Luca, atunci în textul acela care l-am mai discutat noi cel puțin individual, dacă nu aici, din Luca 14, când este poftit la masă și când Domnul îl ia pe rând pe toți și aici am vorbit. Da. Zice, când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, că nu cumva să te cheme el la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când dai o masă, cheamă pe sărași, pe șchiopi, pe schilozi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Deci asta te asigură că nu-ți primești răsplata aici, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Cred că asta e una dintre cele mai neglijate aspecte și vorbesc cel puțin în dreptul meu.
Că de multe ori facem bine celor care ne fac bine. Și asta e și în textul precedent, în iubirea dușmanilor. Că zice, ce răsplată așteptați când faceți bine celor ce vă iubesc? Așa fac și păgânii. E mult mai greu să faci la textul acela apare dușmanii sau aici cei care nu sunt capabili. Sau care nici într-un caz nu ar te-ar răsplăti, pentru da, că nu poți să te răsplătească. Să... Și asta e și, nu, că acolo zice să fiți fii ai tatălui. Apare și în Domnul când face masa aceea, că a chemat pe anumiți invitați și nu au venit, dar apoi cheamă șchiopi, orbi, tot felul de oameni care n-aveau nicio șansă să intre la o asemenea masă. Și atunci și în asta suntem chemați să vedem. Dar cum putem să facem lucrul ăsta? Pentru că nu se poate uneori când vezi un om poate oropsit sau cu probleme și ai vrea să-l ajut, intervine și teama că pe cine mi-aduc în casă sau ce situație sau poate că mai ales când suntem într-un context familial și nu vrei să mă rog, să fie un om care poate te fură mai târziu sau cum îți selectezi totuși oamenii aceștia pe care vrei să-i ajuți? Că bănuiesc că nu e un primul cerșetor și începi să îl pui la masă sau nu știu. Eu cred că asta este o discuție care ne-ar devia destul de mult de la ce avem noi de discutat acum pe subiectul care mai provocat. Dar poate că răspunzi așa scurt într-un doar. Cred că viața noastră nu trebuie să fie o viață pe nimerite. Acum încerc asta sau asta sau încerc asta sau asta. Eu cred că aici e vorba de un context în care știi despre ce e vorba și ai o călăuzire din partea lui Dumnezeu. Asta înseamnă până la urmă să îți îndeplinești neprihănirea înaintea lui Dumnezeu, ca relație cu El să se facă lucrurile acestea. Nu, l-am văzut pe ăsta, l-aduc în casă, l-am văzut pe ăsta, știi? Deci, și Dumnezeu deci, te luminează un... și cum zice Scriptura, faptele pregătite mai dinainte. Exact, exact. Și prilejul clar în care Dumnezeu te duce acolo. Pentru că atâția oameni nevoiași sunt în lumea asta, că niciodată nu vei putea să o faci pentru fiecare. Dar dincolo de ajutorul material care dai cuiva, Dumnezeu te va duce spre cineva să poți să-i atingi sufletul și așa mai departe. Și chiar dacă nu o să poți, e suficient și dacă material l-ai ajutat. Și cred că în lumea în care suntem acum, nevoia de milostenie cea mai mare nu este neapărat materială. Pentru că adevărul e că trăim în vremuri de mare belșug. Și chiar și oamenii care n-au, au mult mai mult decât în alte vremuri. Dar milostenia aceasta a inimii, însă așa de mulți oameni și în situații în care o femeie văduvă sau oameni care realmente nu beneficiază de relații binecuvântate și care apropiindu-i pot să se simtă parte din acea familie. Da, adică trăiește-ți menirea care ți-a dat-o Dumnezeu când te-a chemat să fii copil al Lui. Trăiește înaintea Tatălui, dar în relație cu oamenii. Deci, avem un ajutor aici suplimentar, de ce să nu știe stânga ta ce face dreapta. Adică eu zic că lucrurile trebuie să le plecăm de acolo, să nu contabilizezi nici măcar pentru tine milostenia pe care o faci. Nu te-a pus să scrii într-un carnețel că la asta am dat atâta, cu ăsta am vorbit așa, pe ăsta l-am impresionat că i-am spus un cuvânt și uite cum a fost ridicat. Nu scrie de câte ori a stat lângă bolnavul care nu se poate ajuta pe sine sau cât timp ai acordat unui disperat care nu mai are resurse pentru supraviețuire. Eu văd o binecuvântare când oamenii vin și spun unui frate, frate, ți-amintești când mi-ai spus cu tare lucru? Și el zice, nu mai amintesc. Da. Asta e mare lucru. Asta înseamnă că ori sunt așa de multe că nu mai știi, ori nu le-ai contabilizat, în orice caz, e parte din această discreție care trebuie să o avem. Da. Contabilizarea totuși o face cineva. O face Fiul lui Dumnezeu și El consemnează în cartea Lui toate lucrurile. Pentru noi, milostenia trebuie să fie un mod de viață, fără să gândim la răsplătire. Voi fi umis când Domnul va citi din cartea scrisă de El lucrurile pe care le-am uitat, cum spune în Apocalipsa 20, cărțile au fost deschise și mulți au fost judecați după faptele lor. Și ce mare har, dacă e și numele scris în cartea vieții,
să ți se citească acolo numai lucrurile frumoase și bune care le-ai făcut în viață. Deci noi nu ajungem în cer cu un raport de activitate pe care l-am întocmit, ci Domnul va deschide cartea în care sunt consemnate faptele fiecăruia. Și fiecare își va primi plata de la Domnul. Știi, mă gândesc deseori la presiunea care e făcută asupra misionarilor. Misionarul trebuie să dea raport de tot ce a făcut. Uh-huh. Să fie cât mai amănunțit ca să impresioneze pe sponsori, ca sponsorii să dea. Și nu este înțelegerea aceasta dintre cei care dau banii pentru misiune și să înțeleagă pe misionari că ar trebui să-i lase în pace. Dacă au fost încredințați că Dumnezeu i-a chemat să susțină pe acei misionari, n-ar trebui să le fure toată răsplata prin rapoartele pe care le dau și tot spun acolo, au fost acolo, ăia s-a întors la Dumnezeu, i-a făcut așa. Cineva făcea o remarcă și nu știu dacă e și adevărată sau e numai o presupoziție, că cercetând mai multe misiuni care au fost în România din diferite țări de la Revoluție încoace, numărul convertiților declarați e mai mare decât populația României. Wow. Oamenii au tot spus și aia, așa, au ridicat mâna, au făcut ce-au drept și au rădunat o mulțime. Probabil poate că e exagerare. Da, dar reflectă o grijă care o purtăm venită din temere, da? Poate omul ăla nu a lucrat și să știu, dau bani sau nu dau bani, dar de multe ori facem lucrurile în felul ăsta și nu mai bazăm pe Domnul Iisus care își duce lucrurile, e capul bisericii și duce lucrurile la capăt și chiar dacă noi nu contabilizăm toate și nu verificăm toate, El își face lucrări înainte. Dar cred că confuziile astea se fac atunci când nu mai ținem cont că trebuie să fie o milostenie nascuns, că de fapt e relația noastră cu Tatăl acolo. Uh-huh. Și atunci o luăm iarăși pe cont propriu, cum ziceam și altă dată. Dar este un lucru extrem de frumos legat de această milostenie care până la urmă este, am putea să o spunem, este asistența pe care o dăm altor oameni în vederea trăirii unei vieți scoasă de sub stresul cotidianului, scoasă de sub acea astenie produsă de neputința de a face și a trăi în relație cu Dumnezeu. Și eu cred că cel mai frumos lucru pe care îl avem cu privire la asta este ce ne spune Apostolul Pavel referitor la aceste lucruri care țin de milostenie. Și cred că termometrul milosteniei făcute nascuns, care va avea o răsplată, este bucuria. În Romani, capitolul 12, zice, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, adică să persevereze. Cine dă, să dea cu inimă largă, adică cu entuziasm. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă, adică cu implicare susținută. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Uh-huh. Adică, vezi, fiecare din aceste lucruri au adăugat ceva. Perseverența, entuziasmul, susținerea, adică permanența și toate să fie, până la urmă, cu bucurie făcute. N-am tăsâcă, n-am, acum mai dau. Știi? E tare diferit de faptul că ți-a mișcat Dumnezeu inima și zici, măi, omul ăsta are nevoie. Eu am trăit un caz dramatic, nu mă simt vinovat din pricina lui, pentru că așa s-au întâmplat lucrurile și sunt înfiorat pentru că s-au întâmplat așa. Eram plecat la biserică într-o activitate și Adriana era acasă și a venit la noi cineva destul de târziu, seara, aproape la 10, locuia undeva în vecin, era membru în biserică și că vrea să vorbească cu mine și nu a avut cum să vorbească că nu eram acolo. L-am întâlnit la scurt timp și am spus, ai vrut să vorbim ceva? Zice, da, s-au rezolvat, au trecut lucrurile respective. Și după un timp, omul ăla s-a aruncat sub tren, l-a călcat trenul. Și din relatările soției lui, am aflat că el avea momente în care se retrăgea în camera lui
să nu știe nimeni ce se întâmplă cu el acolo. Se pare că era un duc necurat care îl chinuia sau era în el, care stătea acolo ascuns să nu se vadă, și momentul în care a venit să discutăm a fost un moment în care a vrut să dea pe față lucrurile. Când l-am întâlnit, nu mai vrut să o facă. Dar cum s-au întâmplat lucrurile așa cum sunt înfiorat de lucrul acesta? Nu mă simt vinovat, dar îmi pare tare rău. Adică, și în relația cu Daniel, cu fratele tău, în perioada lui grea, era unii care zicea, dă-l afară. Și alții au zis, să țină lângă tine, ca să poți să mai influențezi ceva. Și m-am bucurat extrem de mult că l-am ținut lângă mine și niciodată nu i-am spus pleacă. Și am ajuns la concluzia că putea să fie foarte grav cu el. Pentru că el, din pricina suferinței morții fratelui lui, la 15 ani, el avea o suferință care nici măcar nu știa cum să o gestioneze. Trăia niște traume teribile înăuntru. Într-un fel, se ura pe sine că mai trăiește când fratele lui a murit. Și ce-ar fi însemnat să nu observ asta și să zic aici, cum ziceau, aici e teritoriul împărăției lui Dumnezeu în casă la noi, dacă nu te conformezi, pleacă. Interesant că de curând m-am uitat la pildele cu împărăția lui Dumnezeu și acolo zice împărăția lui Dumnezeu se aseamănă și apare de multe ori, zice, cu un ogor unde e și grâu și neghină și apare ambele elemente. Și noi arată că doar la judecată împărăția lui Dumnezeu nu mai e separată de neghină complex sau de pești care nu sunt potriviți. Care nu sunt buni din năvădul plin de această împărăție. Deci, nu e bună afirmația că aici e împărăția lui Dumnezeu și izolezi toate lucrurile. Nu, că împărăția lui Dumnezeu trage după aia tot felul de lucruri cât e aici pe pământ, va fi desfășurată în cer și curățită. Dar dai seama ce provocare avem din partea Domnului Iisus cu aceste cuvinte. Câți oameni sunt în nevoie, sunt disperați, care nu se pot ajuta și care au nevoie de un cuvânt bun. Și ce important e să ne dea Dumnezeu pulsul acesta, înțelegerii lucrurilor, ca să nu stricăm. Pentru că eu m-am observat pe mine situații în care s-a întâmplat să-mi spună cineva ceva și să vin foarte teologic și foarte rece și foarte rațional și de fapt prin adevărul meu să strivesc și să realizez că asta s-a întâmplat pentru că n-am fost sensibil la aspectul specific de acolo. Vezi cum era Wurmbrand întotdeauna. El printea elementul acela dincolo de adevărul teologic care îl rostea. Își citește un text din Scriptură și predică și nu are nicio legătură. Dar când stai să te gândești la profunzimea lucrurilor pe care le-a spus acolo, îți dai seama că tu ești pe nicăieri cu teologia, nu el. Pentru că el o trăit-o în dragostea lui Dumnezeu și asta e marea provocare, a fi milostivi și a nu ne lăuda cu milostenia, pentru că aia ne ține de fapt într-o relație corectă cu Dumnezeu și ăsta e termometrul corectitudinii relației cu Dumnezeu. Faptul că nu te interesează să știi alții despre ce faci tu și cum faci. Suntem chemați să facem lucrurile de dragul lui Dumnezeu și având în vedere pe aproapele nostru, care are atâta nevoie de noi, nu de demonstrațiile noastre, nu ca să ne folosim de el, ca noi să propășim, ci are nevoie de încurajare. Și poate că are nevoie să știe foarte clar că lucrul acela vine de la Dumnezeu și nu de la noi. De aceea să nu fim în pericolul să luăm slava lui Dumnezeu. Ca o persoană care nu sunt așa din fire, cum v-am prezentat pe primele două cazuri la începutul emisiunii, nu sunt natural așa de discret, vă dau un sfat. Faceți mult bine. Faceți cât de mult. Căutați cât de mult să vă investiți în lucrurile astea, până uitați de voi înșivă, până nu mai puteți să contabilizați lucrurile, până ceva se schimbă în inima voastră. Suntem chemați la acest lucru, așa cum era un frumos citat într-o carte, în care a vorba despre un sfânt care nu voia să ia slava lui Dumnezeu și mereu în public părea mai ciudat, ca oamenii să nu creadă că el face ceva, ci Iisus face ceva. Și în acea carte apărea un citat care spune așa, așa să trăiești viața ca și cum nu ai fi. Dar la sfârșit, când pleci, să se simtă un gol în urma ta.
Până data viitoare, vă doresc zile bune cu cel care poate să vi le facă așa. Pe curând!